Așadar, oameni buni, haideți să încingem după amiaza asta, să pornim în televara cu cocktailuri, cu voie bună, cu aplauze și de ce nu, să aplaudați tare, să o audă întreaga țară. Cât de simpatică este nimeni alta decât Gianina sau Anca Dumitra. Ea este vara mea din Craiova. Să știi că DJ Ciuchis a ales special melodia asta. Nu știu la ce s-a gândit. Da. Poți să o și cânt dacă vrei, dar mai încolo să beau un cocktail și după aceea încep să și cânt. Asta vreau să le spun oamenilor, că astăzi, practic, Anca Dumitra este vara mea, da? Da, sunt este, de acord. Este olteancă și Gianina ocazional, așa, din când în când. E și ea olteancă, dar doar când vrea. Știi? Doar când vrea, eu perfect. Sunt tot timpul. Fii atentă, am o melodie pentru tine. Oh. Avem o melodie? Yes. Ascult. Fii atentă, e special de la Bobby făcută pentru tine. Îți fac rost de un cocktail și apoi mergem acolo la mine la televara, da? Da. Exact. Cu ce vrei cocktailul să fie? Non-alcoolic. Numai așa avem aici pe plajă, da, uite-te la noi. Exact, non-alcoolic să fie. Și melodia, iar după aia te duc la microfon la televara, da? Perfect. Ia, fii atentă. Perfect. O dedicație scurtuță. Vă rog frumos. Toată lumea o cunoaște, evident că o știți și voi. Are 33 la vârstă, dar pare de 22. Da. Anca sigur știe vorba că actorul poartă în el infinit mai multe euri decât are un mezel. Să străiască spectatorii și să-ți vină cât mai mult să fie Sara arhiplină la complet necunoscuți. Ce frumos! Da? Mulțumesc! E prietenul nostru Bobby, știi cum e? O să fie și prietenul meu de acum încolo. Perfect! Eu avem în felul următor. Deci avem acolo, dacă vrei să vezi, Mamaia Nord Cluburi, da? Cu DJ Ciuchis, de la Ciuchis FM. Îmi place asta, Ciuchis, îmi place foarte mult. Exact! Avem aici Vama Veche. Perfect. Avem cocktailuri. Haideți să luăm un loc la televara. Am vrut să te mai plimb un pic așa pe aici, prin studio. Nu de alta, dar să vadă lumea ce vară estivală. Am Anca Dumitra, oameni buni, alături de noi. Spune-mi, prima ta amintire la mare este la Mamaia, la Vama Veche, la Capa Aurora sau la Novodari? Dăm voie să le contrazic pe toate și să zic Eforie Sud, cred. Eforie Sud, da. Să știe. Mama, tata, fratele, maimuța clasică urcată pe capul fiecăruia dintre noi. Și da, cam asta ar fi. Undeva pe la 5-6 anișor, dacă țin bine minte. Eforie Sud. Eforie Sud, Eforie în orice fac acolo. Da, tu ți-aduci aminte de băiatul ăla de sus care și el pe vremea aia era în Eforie Sud și anunța spectacolele și evenimentele? Avem bilete la spectacole. Eu sunt... Clar. Andrei Zobrogea este pur și simplu nemuritor. El, uite-te la el, nu s-a schimbat nimic de când aveai tu 4 ani și el era tot în aceeași postură. Vorba ce, au trecut doar, ce să zic, 17-18 ani. Da, adică. Exact. Am și un vânzător ambulant, nu știu dacă a ajuns astăzi. Tu știi pe Magitot? Da, cum să nu, am fost și cumva colegi, ne-am intersectat prin facultate. Cumva că tu ai terminat facultatea, de asta. Fiind mai mare el. Și că cumva colegi, a terminat facultatea, dar mă rog. V-am zis, l-avem alături de noi în fiecare zi, pe prietenul nostru, Magitot, vânzătorul ambulant. Mulțumesc! În primul rând trebuie să clarificăm niște chestii. Nu sunt vânzător ambulant, Cătălin, că nu am venit cu ambulanța și am făcut facultate, deci nu o să vând. Astăzi o să vă gătesc ceva și abia acum mi-am dat seama când am văzut-o pe Anca Dumitra, am zis să schimb un pic astăzi, să vin cu pepene galben, că mi se pare că l-am ignorat în ultima perioadă, am mâncat numai pepene roșu, așa, și o să vă tai pepene galben. Mi-am dat seama ce suflet are Cătălin, pentru că în facultate... Eu tot timpul îl vedeam, e vara din Craiova, da? Da, da. Nu trece prin fața camerei, ascultă-mă că eu vorbesc aici. Da, mă duc aici, că tu vorbești mult de azi. Și voiam să spun, era microfonul, vreau să zic ceva la microfon. Eu tot timpul vedeam pe Cătălin în facultate, venea cu pungi de rafie și se pare că îi aducea pachet verișoarei lui. Și vreau să, da, vreau să mai spun ceva la microfon. Acum. Iar acum, stimați invitați după acest dans superb al mirilor, vă invităm la masă, să servim aperitivul. Să ce?
o să-ți scriu glumele, o să scot o să scot o carte după această vară, se va numi Glume pe înțelesul lui Măruță. Da. Și sper să ieri ai plâns că ai venit aici la nu mai mi-aduce aminte, că am și o problemele mele. Am și o problemele mele și nu vreau ieri să ieri ai plâns pentru că Bobby nu ți-a făcut ție un cântece. Astăzi Bobby pur și simplu a căutat foarte mult. Vreau să spun, am uitat să stai peste mine, dar n-am vorbit, vorbești întotdeauna peste mine. Nu, vreau să clarificăm o chestie, eu nu am vorbit în viața mea peste Cătălin, am vorbit în stânga ta de cele mai multe ori, dar peste tine n-am vorbit niciodată și nici nu doresc să vorbesc peste tine. Adică, știi ce zic, ne facem treaba pe muțește și am plecat. Vreau să zic că în ultima vreme... Dar pune mâna pe picior, mă! Stai! Vreau să vă spun că m-am îngrășat și am făcut corăcei, mă rog, și de-asta... Stai care și bubi pentru tine, mă! Adică vreau să răspund respectatorii că o să le gătesc porumb fiert astăzi. Ascultă un pic ce cântecel are, nu te mai grăbi. Crezi că poți încerca să dansezi ca un balerin în timp ce-ți cânt? Sai, balerina albă, lebă, da, ai spus, sau balerina? Ca un fel de New Rave cu... Poți să fac cele 6 poziții de la balet, că l-am învățat în facultate. Ia. Comedie sau magie, uneori nici el nu știe, are multe chestiuțe îndesate în pălărie. Când te văd mișcând din mână, mă întreb, nu cumva oare într-o viață anterioară ai fost hoț de buzunare? Frumos! Îți recomand pe portofele să-ți exersezi magia, poate așa adun parale să-i dai Raluca-i datorie. Da, ieri de Raluca. Poți să mai zic ceva scurt? Știu și eu un acord. Ia. Poți să-mi dai chitara, te rog, poți să-mi grijă. Este un acord, pentru că eu să țin chitara cu stânga, pentru că o să o țin, hai că o țin așa. Acordul este următorul. Ei sunt. Copiii citesc. Că sunt mulți care spun ei este, copiii citește. Știi, astea sunt două acorduri care... Asta o să fie, gluma asta o să fie în partea a doua din Glume pe înțelesul lui Cătălin. Nu mai ați că vreau să zică și Andrei ceva, domnule. Tot brutal. Ai înțeles gluma lui? Da, normal, s-a referit la altfel de acorduri. Da, acord gramatical. Nu știu, îmi vine să... Gata, acum mă întorc că vreau să gătesc porumbul. Haide, deci, dar nu înțeleg de ce ai venit, ieri erai în pantaloni scurți, acum ai venit așa? Pentru că, da, m-am îmbrăcat frumos special pentru tine, am pregătit și factura, ți-o dau după emisiune, pentru că cine știe când o să mai am timp să gătesc o mască de față, așa? Cine știe când mai am timp să gătesc porumb la tine în emisiune? Deci tu gătești porumb? Da, este o rețetă specială de porumb fiert. O rețetă specială? Ce înseamnă rețetă specială? Este o rețetă specială, adică nu e normală, e specială. Știi? De ce o face așa specială? Cum? Uite, e vorba gen, Anca. Ce o face așa specială? Că e rețeta mea. Înțeles. Deci poartă semnătura ta. Așa cum această emisiune este specială, că e prezentată de tine. Așa mrăjeala avea pe aici când era în facultate? Da, așa pare că ține minte. Dar tu îți mai aduci aminte de el în facultate? Acum, sincer, ne-am interesat foarte deci, puțin, că-ți mai mititică un pic. Deci, acum, sunt seara aia, n-are dai prea multe din casă? Da. Bună, ideea e că cam așa stau lucrurile, oameni buni. Imediat, Tavi Ursulescu o să vină alături de noi. O să vină Luminița Anghel. Da, da, aștept. Dacă vrei vreo piesă anume... să știi că Ciuchis e pregătit acolo la Ciuchis FM, da? Îmi place asta cu Ciuchis. Dar fii atentă, tu când auzi cuvântul ăsta, litoral, la ce piesă te gândești? Ce-ți vine prima dată în minte? Bineînțeles, vremea Andrei, lasă-mă papa la mare. Te rog, ia, refrenul. Vrei să ți-l cânt eu? Refrenul, vrei să plece toată lumea? Nu, nu, acum, perfect. Doamne ferește, doar dacă încep cu mine. Da, fii atentă. Dacă îmi dai tonul. Mai un pic, Ciuchis, un pic. Nu cred că fac asta, o să mă neapărat. Fii atentă, vreau să te întreb ceva. Ție cum îți place mai mult să zic? Ciuchis sau Ciuchis? Nu, Ciuchis. Ciuchis, de la Ciuchis FM. Pentru că și mie mi se spunea în copilărie Anchis. Așa că se aduce un pic, uite, vezi? Avem, se leagă lucrurile pe plajă. Domnul Gea, se leagă lucrurile pe plajă, simți? Litoral 2021, ce vrei? M-am înroșit, Doamne ajută. Ca în ce seară? Ce anume? Se leagă cum se lega noaptea de care vorbea Magito mai devreme. Cătălin, iartă-mă. Ai vrea tu să-mi rupi piciorile tale în două, te rog? E ok? Mă grăbesc și de asta. Bun, Doamne, deci Anca Dumitra, amintiri de pe litoral. Lasă-mă papa la mare, hai. Amândoi. Bași muzica pe fundal, da? Gata, hai. Amândoi. Un, doi, dai tu pe fundal. Stai. Vezi că-s praf. La Televara, Anca Dumitra. Și Cătălin. Se știe, se știe. Hai, Ciuchis. Hai. La mine merge. La noi nu merge Ciuchis. Asta nu. Hai. Stai puțin. M-am îndrăgostit lumea, am aflat și eu. Wow! Oh,
intrare, ceva emoție la început, dar asta e. Bun, o să mergem să-ți prezint niște lucruri fabuloase. Mi-e teamă că și dacă mă pui după aia să-ți cânt tot așa prost, o să-ți cânt. Nu-i adevărat, nu-i adevărat, tu cânti bine. Nu e chiar. O să știi că o să vedem imediat niște lucruri pe care le-am început ieri în emisiune. Nu vă deranjați, nu vă deranjați. Continuați, continuați, vă rog. Ce faci, nu? Nu, e ok, el vine fiecare zi la noi, dar nu știm când vine și nu știm când pleacă. E pescar. Nu m-a bun invitatul. Deci eu eram sigur că o să vii astăzi. Stai, stai, că ți-am pregătit un pahar cu seamă de varză. Hei, hei. Nu, nu. Nu pleci? Nu? E al meu, nu? Am înțeles. Avea cocktail gata pentru el făcut. Știai că vine? Roze. Mă doare capul de nu mai pot. Pentru Anca, Alin, ceva? Tot întârzie, da, păi nu aștept de ceva timp. Scuze-mă. Ce faci, mă? Să arunc asta, ce? Unde alungi? Unde voi? Continuați, continuați. Mersi. Doamne, ce mă doare cap. Cu mango? M-am cam făcut eu. Ia-o-s. Bine. Deci, mie mi se pare extraordinar la emisiunea asta. Toată lumea vorbește cu toată lumea. Totul e... Tu ce unde ai fost, mă? Uite ce fac eu acum. Nu trec prin fața camerei, că poate e camera pe el. Trec prin spate. Cum s-ar spune, ai, ai spatele bazat, știi? Doamne, dar ce tare vorbești. Dar tu astăzi de ce ai venit? Am zis să mă dreg. Nu mai aveam șpriț, l-am băut la costică. Ce? Am zis să beau un pic, să-mi dau drumul așa la vorbă, dacă mă înțelegi. Mă doare capul de nu mai pot. Ce faci, mă, tai roșii? Ai dat banii lui Raluca? De două ori te-am întrebat. Cum? Ai dat banii lui Raluca? Nu am dat banii lui Raluca, i-am dat banii Ralucăi, dar încă nu i-am dat, pentru că vreau să aștept să vând unși ciulete. Și după aia... Știi că mi-am dat seama că tu mereu faci corecții din asta. Ia spune, dragule, un complement circumstanțial de mod exprimat prin adverb. X. Stai, vreau să zic că eu nu fac ce-mi spui tu. Nici eu ce faci tu de mâncare. Ce mă doare, deci, iartă-mă, dar nu mă aud, nu știu ce vrei. Lasă-mă în pace. Of. Scoate-mă plita din priză, că nu merge. Continuați, vă rog, vă rog, nu mă băgați în seamă. Doamne. Oameni buni, cam asta este emisiunea noastră în fiecare zi, nu televară. Sper că îți place Anca la noi aici. Da, și cocktailul e foarte bun. Asta e important, e că și cei de acasă sperăm să fie în filmul nostru, pentru că noi suntem într-un film care astăzi a ajuns la partea a patra. Suntem episodul 4, e joi astăzi. Dobrogea, ai ceva joia pentru noi? Da. Ia.